Hello, hello! Hai să vedem ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot. Să descoperim împreună care este energia zilei de joi 8 iulie folosind o singură carte de tarot. Uf, foarte frumos! Avem aici Regele de Monede, cea mai mare carte din suita de monede. Carte care ne vorbește și despre nevoia de încredere. Dacă astăzi primești o ofertă de job, chiar dacă e vorba de ceva temporar, poate vrei să-ți iei doar un loc de muncă așa pe perioada verii, să mai faci niște bănuți. Poate ai deja un loc de muncă, dar primești o ofertă mai tentantă din altă parte. Aici poți să ai încredere în oferta pe care o primești. Regele de Monede o să-ți oferă ocazia să înveți foarte multe lucruri, să câștigi și niște bănuți și, per total, să evoluezi în direcția ta de carieră. Pentru cei care deja sunteți la altă etapă de viață, nu mai lucrați, poate chiar sunteți pensionari, s-ar putea aici ca voi să trebuiască să jucați rolul de rege de monede pentru cineva din viața voastră, pentru copii, pentru nepoți, s-ar putea să trebuiască să-i ajutați cu ceva. Și dacă nu puteți să-i ajutați cu niște bănuți, măcar cu un sfat bun, cu o lecție de viață care să-i ajute pe viitor. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea și vrei să vezi mai multe etalări de tarot și etalări pe format mai lung, etalări lunare pe zodii, etalări de tip alege o carte în care tu îți alegi mesajul care rezonezi cel mai mult, te invit pe canalul meu de YouTube. Pa, pa!